Lăudat să fie Domnul! Scrie în Psalmul 145, versetul 10, toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne. Și dacă ar fi să ne uităm în jur, găsim îndată multe lucrări ale sale pentru care merită să-L lăudăm, că numai El le-a creat și El le ține în picioare. De aceea scrie partea a doua a versetului, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Cum zice David în 139, Doamne, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Să le vedem și când le vedem, să-L lăudăm pe Domnul. Amin. Vreau să recitesc două versete din textul de astăzi, Luca, la capitolul 12, versetul 33 și 34. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Oare nu există vreo excepție de la afirmația aceasta a Domnului? Chiar toți suntem atât de legați de comori încât unde-i comoara și inima? Se pare că așa suntem. Adică nu se poate să ai ceva de valoare, ceva ce ai adunat, ai investit, ai muncit și ți-a plăcut că de-aia ai adunat și ai făcut și să fii total rupt de acel lucru. Cine are o casă frumoasă, așa, cu 7-8 camere, lux, și să nu-i pese? Așa să-și amintească din când în când, oh, stai că am și casa aia. Cine își cumpără o mașină de 100.000 de euro și să o privească așa ca pe o bicicletă? Cine? Să-l întrebăm cum este. Biblia admite să avem comori. Nu mai face o specificație foarte clară. Comorile, averea, bogăția, cum vreți să le numiți, pot fi în veacul acesta sau în veacul viitor. Aici pe pământ sau în ceruri. Spunea Domnul Iisus Hristos, e aceeași predică, Matei a scris diferit, scrie în Luca 6 de la versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ. Deci un loc unde se pot strânge. Versetul 20, strângeți-vă comori în cer. Hai să privim puțin la cele de pe pământ. Și vă rog, nu vă permite să vă excludeți și să spuneți, frate, noi nu suntem din ea cu comori, noi nu suntem bogați, vorbim de ce avem. Pentru că aici nu ni se spune strict despre bogații care au bogăție de la o anumită valoare în sus. Nu vorbim doar de primii 10.000 de, începând cu miliardar, milionar și așa mai departe. Lista continuă undeva și cu noi. Oricum, ce ziceți dumneavoastră, noi români, așa în lista celor aproape 8 miliarde de oameni, suntem în primul sfert sau în ultimul sfert? Suntem în primul sfert. Nu trebuie multă socoteală. Deci dacă ei, oameni de pe pământ cu averea, noi suntem necauți pe prima pagină. Dacă ar fi 4 pagini, cum spuneam, cu sfertul. Aici pe pământ ne spune Biblia să ne adunăm din două motive. Recitiți versetul 19. Le mănâncă molile și rugina, adică toate sunt supuse degradării, distrugerii. Zice în Romani 8 că aici este o robie a stricăciunii. Ce nu se strică? Pomii putrezește, un vierme, un trăznet-o, numai ceva, niște moli se pun pe ele, usucă toată vegetația. Și avem noi mașini, toate se erodează, casele se strică, tencuială, tot se distruge. Și al doilea motiv, le sapă și le fură hoții, adică oamenii sunt invidioși între ei și fiecare vrea să ia celălalt și să aibă el mai mult și sunt foarte nestatornice. Ce sunt comorile de pe pământ. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem cele necesare, dar vă spun îndată ce înțeleg eu din Evanghelie. În schimb, cele de sus, cele din veacul viitor, din cer,
sunt lipsite de aceste neplăceri. Nu se învechesc, scrie în 1 Petru capitolul 1, versetul 4, că e vorba de o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate vesteji. Nici nu ne imaginăm noi cum vine asta. Așa este. Și acolo nu-ți invidiază nimeni avuția. Acolo intri în bucuria stăpânului tău și primești că 10, că 5, că nu știu câte proprietăți sau cetăți. Asta în imaginea noastră. Aș vrea să observăm ce spune textul citit. S-ar putea să ni se pară ridicol, dus la extrem ceea ce a spus Domnul, vindeți ce aveți. Adică noi putem să ne adunăm comori dincolo cu ceea ce avem. Nu trebuie să așteptăm să ne îmbogățim ca numai după aceea să avem acolo ceva, cu ceea ce avem. A dat o văduvă doi bănuși și ce a spus Domnul? A dat mai mult ca toți. Dumnezeu altfel evaluează în procente, 100%, nu doar așa în cantitatea observată sau numărul de bani. Sună interesant versetul, vă recitesc. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Că poate cineva n-are nevoie de acele bunuri, trebuie să le transforme în bani și să-i dai bani, are nevoie de alte bunuri sau efectiv de bani. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. Deci să vindem, nu să băgăm în pungă și să trimitem în altă pungă. Și asta se poate face dând în lucrarea Domnului, dând la săraci. Este ce și cum să investim. Am fost recent prin Bucovina și îmi spunea un frate proroc bătrân, fratele Moloce la Calafindești, și e a doua descoperire care o aud cu subiectul acesta. Nu va trece multă vreme și banii se vor devaloriza foarte mult. A spus-o fratele pe față, cine are bani să investească în ceva. Eu nu știu dacă e ce se spune, un timp cu vreo resetare. Mi-am amintit să de ce a spus bunicul, că atunci când s-au schimbat banii după război, ce ai cumpărat azi o perecă de boi, mâine mi-ai cumpărat un borcan de smântână. Dar la urma urmei, așa se întâmplă cu toate. Se pierd. Nu știm ce vine. Vor fi convulsii mari pe pământ. Frați și surori, noi cu ce avem acum putem să ne îmbogățim pentru vecii vecilor. Oare percepem asta? Asta e lecție grea. Să bași mâna în punga omului, să umbli la buzunarul lui. Știți cum se spune între oameni? Dacă vrei să chemi oameni, spune că le dai bani. Dacă vrei să îi împrăști, spune că se face colectă. Da? Spunea Voltaire, când e vorba de bani, toți au aceeași religie. Nu e adevărat, dar sunt puțini care, când e vorba de bani, pricep spusele Domnului. Iată ce vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6. De la versetul 18. Spune pentru bogați, îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, să simtă împreună cu alții. Și putem găsi motive, să spunem, n-au muncit, sunt leneși, de ce nu s-au administrat mai bine? Să spunem altfel, așa a rânduit Dumnezeu, unii să fie săraci, alții să fie bogați. Asta e situația, nu sunt toți la fel. Da. Dar iată ce scrie mai departe. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Eu am mai spus și vorba asta, sigur m-ați auzit zicând-o. Zice aici, mai sus, că atunci când plecăm nu putem să luăm nimic cu noi. Când va veni Domnul și vom pleca, e numai transport de persoane. Ce-am vrea atunci să anexeze și niște vagoane de marfă? Să ne ducem și bunurile cu noi. Dar astea numai dacă le trimitem înainte. Nu se poate altfel. A spus Domnul tânului bogat, du-te vinde tot. Și ce a zis mai departe? Vei avea o comoară în cer.
Nu știu dacă a rezistat bogăția lui încă 40 de ani până în anii 70, când a fost distrus Ierusalimul. Spuneți-mi cu ce a mai rămas. Nimic. Absolut cu nimic. Vă amintesc o descoperire ce a fost prin fratele Sorin Iacoban nu demult. A fost înălțat așa în vedenie deasupra și vedea pâlcuri de oameni și în mijlocul lor câte un om stând cu mâinile așa. Și vedenia i s-a apropiat și cel din mijloc explica, unul aici, altul dincolo, un alt grup de oameni. Ei întrebau, ce s-a întâmplat? Voi nu știți? A fost Domnul prima dată, a plecat, a spus că se întoarce, a venit a doua oară și i-a dus pe lui și eu am rămas. Și spunea oamenii aceia în vedenie, și ce să mai fac cu ce am? Nu mai ai ce să faci nimic cu ei. Totul e pierdut. Atunci se vor topi toate dintr-o dată. Nu îmi propun în seara asta să anunț o colectă, deși fratele mi spunea dimineața, dar mai trebuie una, că mai avem câteva zeci de mii de euro datorie. Fratele mi poate că o poți anunța, dacă frate și surorile au priceput ceva din ce spun, că nici n-am știut când mai predic în seara asta și nu mi-am propus neapărat să vă spun asta, dar asta mi-a venit să vă spun și un predicator nu-i decât un poștaș. Și-a zis apostolul Pavlos că vai de mine dacă nu vestești ce trebuie să spun. Și în avantajul nostru, frați și surori, a plecat scumpa mea la Domnul. Ce a dus cu ea? N-a dus nimic. Faptele noastre, viața noastră. Hai să vă spun un vis ce am visat cu ea. Am visat că am ajuns la o clădire interesantă, mare. Într-o parte era ca saloane de spital. În altă parte era o cantină. În altă parte era o sală ca de adunare. Dar avea fel și fel de obiecte de activitate în căperile. Ne cheamă la birou și zice ei, am chemat să vă dăm diploma pentru tot ce ați făcut în clădirea asta. O ia, parcă văd acum foaia în vis și îmi zice soția mie, dragă, tot îi scris ce am făcut. Și mie în vis îmi venea versetul ăla că și un pahar de apă. Și iar să uita mai dar tot îi scris ce am făcut. Și dimineața când m-am trezit, am înțeles că și clădirea aceea reprezintă viața noastră. Te poți duce la bolnav, poți veni la adunare, dai o mâncare la cineva, tot ce poți să faci în viață. Apoi s-a îndreptat spre mine și a zis, diploma ta încă nu-i scrisă, tu trebuie să mai vii aici. Încă nu ne este terminată diploma de scris. Hai să ne adunăm comoară, că acolo va fi inima noastră și acolo va fi viața noastră pentru vecii vecilor. Cu astfel de comoară nu câștigăm mântuirea, zice în 1 Petru capitolul 1, căci mântuirea noastră e cu sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să-i fie numele. Dar averea care o avem, puțină sau multă, poate să te propulseze sau poate să te împiedice. Poate să te împiedice chiar să ajungi acolo, că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și poate să te însoțească acolo în sfânta ta împărăție, în sfânta Domnului împărăție, și a ta va fi dacă vom ajunge acolo. Doamne, ajută-ne! Mi-a fost dat în viață să văd într-o parte sau alta oameni care cu atâta dăruire au făcut ceva, unii din bani puțini. Știu situații în care văduve au dat sume mari și știu și situații în care oamenii așa strângi la pungă, încât nu se bage altă mână, că nu încăpea nici mâna lor. De aceea, cred că este nevoie ca Dumnezeu așa să ne lărgească inima, să ne deschidă ochii spre comorile viitoare. Sunt și alte comori pe care le putem moșteni, cum spune 1 Petru capitolul 3, dar și pentru astea trebuie investiții, ci un duc blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Amintiți vorba aia ce tot spune mereu fratele Eugen, că atunci când va fi dincolo, atunci vom vedea adevăratele imagini. Cine cât a valorat, cât a dat, ce a făcut, cum a dat, cu câtă inimă, cu câtă dragoste. O, cum am putea noi să valorificăm viața asta.
Și ce avem? Ce suntem? Că unde este comoara, acolo este și inima. Sper să nu fi rămas din ce v-am spus, numai cu faptul să investiți, să nu țineți bani lichizi. Sper să fi priceput mai mult. Că toate acestea sunt în favoarea noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, cum ne-a ajutat până aici, să ne ajute și mai departe, ca să dăruim. Să fim oamenii care ne jertfim. Să o facem cu dragă inimă, cu toată inima, cu toată puterea să o slujim pe Dumnezeu, să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Și Bunul Dumnezeu în îndurarea sa să ne binecuvinteze. Închei amintindu-vă de exemplu macedonienilor, primii pocăiți din Europa, biserica din Filip. Când a adunat Pavel ajutoarele pentru Ierusalim, nici n-a pus în calcul să treacă pe la ei, că avea o sărăcie, Lucie, 2 Corinteni 8. Și scrie că l-au rugat ei cu mari stăruințe, vrea să participăm și noi. M-a vândut ceva, să dea că el nu avea de unde, dacă nu a vândut ceva. Scrie Filipeni 4 că i-au trimis un ajutor la Pavel când era în închisoare. Și scrie acolo, nu vă spun ce verset, că poate căutând după versetul ăsta găsiți și altele frumoase. Ce vă gândeați voi la așa ceva? Și dacă vă lipsea prilejul, auzi măi, să vrei să dai, să n-ai încă. Și pe când vin banii, am auzit mărturia ce vă spun de la Nicolae Mare, poate ați auzit de fratele Tanța, acela ce era ciudat și spunea ciudățenile lui. Cea că e nebun pentru Domnul. Și a fost așa într-un turneu și a adunat bani și a dormit la fratele Mogoș, fratele socru al fratelui Duncă. Și necunoscându-l, băi, alții, băi, vezi că e ciudat așa să vezi. Și l-a urmărit, l-a pus într-o cameră și l-a auzit că ceva tot socotește. A numărat pe bani, până a fost el în ceva misiune și scria. Așa cum unii oameni când scriu vorbesc cu bocetare, 100 pentru văduva cu tare, 200 de lei pentru familia cu tare. Și gazda a început să tremure și să spună, Doamne, eu am crezut că omul ăsta nu pricepe mult și că adună bani pentru el, că avea și el 10 copii. Și repartiza de aici la cine și unde să-i dea. O, numai Dumnezeu cunoaște inima la fiecare. Și de-aia a spus Domnul Iisus că e bine nici să nu se știe pe cât se poate, că le notează El tot ce am făcut și ne întâlnim cu ele. Citeam într-o carte despre un păstor corean că avea multe investiții și făcea și donații. Și s-a revelat cum arată raiul prin prisma donatorilor, a comorilor adunate. Avea o casă abia în roșu. Și-a întrebat de o casă frumoasă, dar a cui este, zicea unei văduve, dar de ce? Și dintr-o dată aude o mare livrare. Cine vrea să-mi ceară documentul ăsta că dețin visul ăsta omului respectiv? Și dintr-o dată s-a adăugat la casa aceea, văd ca ceva foarte frumos. Și-a întrebat, Doamne, dar ce-o dat? A zis, e în prag de iarnă și și-o dat, nu mai știu, haina de pe ea sau ceva haine de pat și știe că urmează să rap de frig, dar a dat-o la altcineva. Și Dumnezeu a cuantificat-o în mari valori. Nu sunt eu socotelele ale Dumnezeu, sunt eu contabil, dar acolo sunt alții. Numai să ne ajute Bunul Dumnezeu să pricepem asta. Iertați-mă dacă v-am ținut prea mult să vă spun un singur lucru, dar am avut îndemn să o spun cu dragă inimă și să putem pricepe că e folosul nostru Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea îndurare și cum salut eu uneori să vă dea și ce n-aș cerut și ce dăm să știm și noi să dăm. Amin.